Eveniment inedit în Comuna Svinița. Astăzi a avut loc prima ediție dintr-o serie care se dorește cât mai lungă, de întâlniri comune subsumate unui proiect comun denumit Reuniunea Administrațiilor Publice Riverane, Clisura Dunării, Punțile Prieteniei. La eveniment au fost prezente autoritățile locale, cele județene, cât și autoritățile din țara vecină. Comunitatea din Comuna Svinița își dorește să dezvolte legături strânse de prietenie și colaborare cu frații și prietenii din Serbia, dar și cu toate administrațiile locale din Clisura Dunării, având ca scop comun dezvoltarea localităților și ridicarea nivelului de trai de pe ambele maluri ale Dunării. Conform obiceiului străvechi, autoritățile locale, județene, cât și cele sârbe prezente la eveniment, au fost primite cu pâine și sare în semn de ospitalitate. Festivitatea a început cu intonarea imnului României și cel al Serbiei, marcând astfel prietenia dintre cele două state. Primarul comunei a fost cel care a luat primul cuvântul, mulțumindu-i pentru tot sprijinul oferit de consulul Republicii Serbia în România, Vladan Tadici. Numele meu este Nicolae Curić, primarul acestei comune, Comuna Svinița, gazda dumneavoastră de astăzi și inițiatorul acestei întâlniri. Recunosc că sunt inițiatorul acestei întâlniri, dar fără ajutorul excelenței sale, domnului consul general al Republicii Serbe din România, nu aș fi reușit să ne adunăm aici toți împreună în această zi istorică, eu zic, pentru Comuna Svinița, că niciodată până în prezent nu s-au adunat în același loc atâtea personalități și atâția primari. Programe care se realizează printre planuri și munca între cele două state. I do sada zaista svi možemo zajedno da se pohvalimo uspješnom realizacijom ovog programa, ali tim pre i da imamo novu obavezu da njegova realizacija u novom ciklusu koji nam dolazi. Avem o nouă obligație pentru ciclul care urmează, ca să fie într-o dezvoltare mult mai mare. Și aceasta este tema acestei întâlniri. Gospodin Nicola Curić. Așa cum a spus domnul Nicola Curić, că este important nu numai pentru Svinița, ci pentru întreaga regiune. Primarul comunei Svinița, Nicolae Curić, este un om implicat și își dorește cele mai bune condiții pentru locuitorii comunei, un turism care să înflorească, reinventat și dezvoltat pentru toată Clisura, atât pentru partea românească, cât și pentru cea din Serbia. Într-adevăr, este o inițiativă a mea de acum vreo 2 ani și ceva. Mă bucur sincer că azi am reușit să punem la aceeași masă înalți oficiali ai guvernului sârb, înalți oficiali din guvernul României, prefecții celor două județe, Mehedin și Caraș, președinții consiliilor județene, Mehedin și Caraș Severin, parlamentari, colegi primari care au răspuns cu da toate unitățile administrative, toate comunele și toate orașele din zona. Și eu zic că punându-ne la masă putem face împreună lucruri frumoase. Așa cum am zis, ca să ajungi repede undeva, mergi singur. Dacă să ajungi departe și sigur, trebuie să mergem împreună. Și după cuvântul invitațiilor de până acum, îmi dau seama că au și voință și dorință de a face ceva concret pentru comunitățile de pe cele două maluri ale Dunării. E vorba de cea mai frumoasă zonă din România, este vorba de Clisura Dunării, care ține de la porțile de fier până la intrarea Dunării în țară. Avem o grămadă de monumente istorice, monumente naturale, avem locuri minunate, populate cu niște oameni deosebiți, muncitori, întotdeauna primitori de oaspeți. Și pentru acești oameni minunați care trăiesc în această frumoasă zonă, trebuie să facem ceva deosebit. Președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, a subliniat faptul că este o onoare pentru județ nostru să găzduiască o asemenea reuniune la nivel transfrontalier. Cele două comunități se află pe o punte a prieteniei, unde tradițiile se împletesc frumos. Acesta a acordat o atenție deosebită accesării de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru dezvoltarea turismului și a asigurat de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. Astăzi se desfășoară în Comuna Svinița un eveniment deosebit de important în ceea ce privește buna cooperare transfrontalieră
transfrontalier între comunitățile din România și comunitățile din Serbia. S-a bucurat acest eveniment de participarea atât a oficialităților de la nivel județean, din județul Caraș-Severin, din Mehedinți, din districtul Bor, aproape 20 de primari ai acestor comunități de pe malul sârbesc și malul românesc și, bineînțeles, cu participarea consulului general al Republicii Serbia în România. Spuneam că este un eveniment important pentru că se urmărește strângerea relațiilor între aceste comunități pentru a profita de toate oportunitățile oferite de finanțarea europeană, astfel încât aceste comunități să se dezvolte din ce în ce mai mult, mai ales că acum suntem în pragul începerii unui nou exercițiu financiar, atât în ceea ce privește fondurile europene, atât în ceea ce privește multe alte programe operaționale, dar în special pentru aceste comunități, programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu a subliniat faptul că doar împreună comunitatea română și cea sârbă formează o forță comună, o voce mai puternică pentru o dezvoltare eficientă și rapidă a zonelor turistice de pe ambele maluri. Eu cred că cele două popoare reprezintă aceeași comunitate, comunitatea riverană Dunării. De aceea, întâlnirea este una a prieteniei, a legării unor noi punți de prietenie de pe cele două maluri ale Dunării, dar sigur că dincolo de acest lucru ne unește și interesul comun, interesul de a dezvolta o zonă care să ne oferă mai multă pace, mai multă liniște, mai multă prosperitate și dacă se poate cât mai rapid. Nu întâmplător eu am spus că România sprijină demersurile Serbiei de integrare în Uniunea Europeană, unde am putea fi și mai apropiați și împreună să ne reprezentăm interesele acestei zone, să spunem, mult mai bine și mai eficient. Cred că întâlnirea este de bun augur. Vom asculta acum și cuvântul autorităților locale, cei care, până la urmă, sunt cei care trebuie să implementeze aceste proiecte de dezvoltare și toți cei care suntem prezenți astăzi aici, fie că reprezintă partea tehnică, fie că reprezintă partea executivă, atât din Guvernul Serbiei, cât și din Guvernul României, prefecți, președinții de consiliu județean, în alte oficialități ale celor două țări și printre care și noi parlamentari, avem obligația să sprijinim aceste demersuri și cred eu că vom lăsa o zonă mai frumoasă, mai sigură, mai dezvoltată pentru copiii și nepoții noștri. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a subliniat faptul că acest proiect este cel mai performant pentru că de-a lungul timpului a avut cea mai mare putere de absorpție. Astfel, acesta răspunde la nevoile cetățenilor de pe ambele maluri ale Dunării. Astăzi ne aflăm la un eveniment inedit în județul Mehedinți. Din câte am cunoștințe, nu s-a mai organizat un astfel de eveniment la o astfel de anvergură în județul nostru. Nu pot decât să mă bucur și să felicit pe Nicolae Curici, primarul Comunei Zvința, care a organizat această întâlnire la un rang de diplomație destul de ridicat, având în vedere că sunt prezenți la această întrunire atât Consul General al Serbiei, deputați, primari, președinți de Consiliu Județene, prefecți ai celor două frontiere. Ne bucurăm fiindcă astfel de azi încep aceste parteneriate română-sârbe pentru viitoarele proiecte care trebuie să vină și să răspundă necesităților tuturor locuitorilor acestor granițe. Cel mai bun proiect, am spus tot timpul, că sunt acele proiecte care răspund nevoilor cetățenilor. Și după cum știm, acest program de finanțare România-Serbia tot timpul a răspuns aceste nevoi. Să nu uităm că programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia are cea mai mare rată de absorpție din România, peste 90%. Sunt convins că și pe viitor acest grad de absorpție va fi destul de mare, fapt pentru care vreau să felicit pe toți cei care au avut implementarea aceste proiecte și care sunt convins că vor depune noi cereri de finanțare și pe viitor. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, susține faptul că prietenia româno-sârbă este una cu tradiție și trebuie folosită în sprijinul cetățenilor pentru a dezvolta aclisura Dunării. Astăzi ne-am deplasat la Jvenița, unde, la invitația domnului primar, am constatat cu plăcere că s-au prezentat toți invitații care au fost anunțați pentru astăzi, la prima ediție a unei activități care se dovedește necesară în zona de clisură și anume un număr de primari din județul Mehedinți, împreună cu un număr de primari din județul Caraș-Severin, reprezentanții Consiliilor Județene, președinții respectivelor Consilii Județene, precum și de la vecinii noștri de peste Dunăre, un număr de reprezentanți de bază ai comunităților locale. Intenționează să pună bazele unei colaborări
pentru a putea deschide cât mai mult zona de clisură și pentru a putea să acceseze cât mai mult fonduri europene, în așa fel încât condițiile de viață, condițiile de turism să fie dezvoltate cât mai repede. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a felicitat implicarea primarilor din Clisura Dunării pentru inițiativa acestor punți administrative, punțile prieteniei pentru o dezvoltare armonioasă a zonei de pe ambele maluri ale fluviului. Relația dintre România și Serbia este din totdeauna, de când nu existau aceste poduri fizice, dar totodată, prin astfel de întâlniri și proiecte, se întăresc legăturile dintre cele două comunități. Ca și un cadru general, știm cu toții, relațiile dintre România și Serbia sunt relații bune, sunt relații tradiționale, sunt relații de secole care au fost probate de-a lungul istoriei. Poate și datorită faptului că există foarte multe comunități etnice, atât în România cât și în Serbia. Această apropiere între părțile noastre s-a produs și mai mult. Au existat poduri și punți de legătură de multe secole, chiar și atunci când podurile nu existau în realitate. Acum putem spune că le avem și în realitate aceste poduri și putem spune porțile de fier 1, porțile de fier 2 și chiar podul de la Braconia, care l-a numit tot un pod al prieteniei. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, susține inițiativa primarului Nicolae Curici de implementare a acestui proiect, care cu siguranță va face ca turismul din Clisura Dunării să înflorească și totodată va aduce la creșterea calității vieții cetățenilor de pe o parte și alta a fluviului. Este un eveniment inedit la care particip astăzi. Nu mă așteptam ca la această masă rotundă să fie atâtea personalități. Mă bucur să constat că există un interes mare pentru viitoare proiecte transfrontaliere. Au fost prezenți la acest eveniment oficialități de rang înalt atât din Republica Serbia cât și din țara noastră, din România. E o oportunitate până la urmă pentru fiecare primar pentru a putea accesa fonduri care să dezvolte localitatea pe care o reprezintă. Practic, aceasta este prima întâlnire de genul acesta. Abia am apucat să ne cunoaștem unii cu alții, să ne exprimăm anumite idei și suntem cu toții nerăbdători să înceapă apelul de proiecte pentru a ne face și parteneri în Republica Serbia și a implementa împreună aceste proiecte care până la urmă sunt benefice comunității pe care o reprezentăm cu atât drag. Scopul principal al acestui proiect este utilizarea și crearea oportunităților de implementare a proiectelor comune prin fonduri europene, proiecte transfrontaliere IPA România-Serbia, fonduri IPA, programe Interreg, fonduri internaționale, guvernamentale pentru dezvoltare infrastructurii locale, economiei, turismului, schimburilor cultural-sportive, care să ducă la ridicarea standardului de viață în toată Clisura Dunării. Evenimentul s-a aflat la prima ediție. Următoarea va avea loc în toamnă de cealaltă parte a Dunării la vecinii sârbi.